Vechile prognoze de inflație ale Băncii Naționale au fost date peste cap de scumpirea produselor alimentare. Cartofii, spre exemplu, s-au scumpit cu numai puțin de 60% în ultimele 4 luni. Așa că și Banca Națională a majorat prognoza de inflație. Banca Națională a majorat prognoza la inflație la peste 5% față de 2% cât prognozase în primăvara acestui an. Acest lucru s-a întâmplat în principal din cauza creșterii excesive a alimentelor. S-au scumpit cartofii, s-au scumpit fructele, dar și produsele lactate și carnea. Pe scurt, inflația prognozată de BNR va urca în primele luni ale anului și va începe să scadă abia la sfârșitul lui 2013. Oficialii estimează că abia în partea a doua a anului viitor prețurile se vor calma, pentru că românii pur și simplu nu vor mai avea destui bani de cheltuială. Scumpirea energiei se va simți cel mai mult în primăvara anului 2013, după ce în această iarnă prețurile pentru întreținere vor sări în aer. Vor plăti mai mult atât cei care stau la bloc, dar și cei care au centrală termică, și asta pentru că a crescut și prețul gazelor, dar s-a majorat și caloria față de anul trecut. Potrivit guvernatorului BNR, Muguri Sărescu, nici leul nu va avea viață ușoară. În orice caz, nu va scădea sub 4,60 lei pentru un euro.